Pe scurt, Oana, și tu ai fost acolo după o grea operație. Laura, tu ție ce ți s-a întâmplat? Vorbim de prislop, de moment. Vorbim, da, bineînțeles, despre asta vorbim. A fost o experiență extraordinar de frumoasă pentru mine și așa cum s-a spus și în presă, dar trebuie să reamintesc că eu nu am citit foarte mult despre viața părintelui, dar m-am dus la la o presimțire de-a mea. Am avut un vis și am știut că trebuie să ajung acolo cât mai repede și m-am dus împreună cu familia mea. Vreau să spun că în momentul în care mă plecam de acolo, am avut un gol mare așa în stomac și maică-mi venea să plâng, pentru că era un loc așa foarte bogat spiritual, da. Iar acum, dacă îmi permis să-mi spun și eu părerea, fiind, știu eu, un român credincios și eu la rândul meu, dacă ar fi să facem așa ca o, știu, o dezbatere de genul ăsta, cred că rămân multe întrebări fără răspuns. Și partea cea mai frumoasă și importantă, din punctul meu de vedere, este că, cum a spus și domnul părinte mai devreme, e frumos și important este să cinstești acești sfinți părinți și așa nu e. Numai... O să vorbim imediat după pauză și despre experiența Oanei acolo și mai sunt, vorba ta, multe întrebări. Spre exemplu, eu nu înțeleg de ce aproape în toate cărțile, icoanele, materialele... Icoane în propriu spus, pentru că nu există, e sfânt încă. Există același portret al părintelui Arsenie Bo.